playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio. Și ne-am întors, dragii mei, dimineața pe 2, cu Grig și Cernat nefăcură în 4, dragii mei. Nu mai suntem 2. Vorbeam ceva mai devreme despre invitați, despre doi oameni care au făcut un lucru extraordinar. Au mers 1400 de kilometri, greșesc, 1400 de kilometri de la Roma până aici. Și le spunem bună dimineața. E vorba de o cauză nobilă, e vorba de, bani care se vor aduna pentru echipamente medicale. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Alături de noi Radu și Armando. Hai să vă zicem numele. N-am zis numele, nu? Da. Asta e genial. Radu Moldovan lângă mine și Armando Tomkovic. Am pronunțat corect? Perfect. Da, Tomkovic lângă Cosmin. Avem 1400 de kilometri parcurși pe jos. Radu este membru al asociației SOTIS. Doar tu ești membru la asociației SOTIS, să înțeleg? Da, da, da. Poți să-mi spui? Armando este simpatizant. Simpatizant. Se poartă asta cu simpatie. Este ca și mea. Vreau mai întâi să întreb care-i treaba cu asociația SOTIS. Despre ce e vorba? Bună dimineața, în primul rând, Grig și Cosmin. Asociația SOTIS este o asociație caritabilă. Grupul SOTIS însumează în mod real undeva la 100 și ceva de persoane. Okay. Și de prin 2015 încoace ne concentrăm pe trei programe multianuale. Așa. Șansa medicală, șansa la educație și șansa socială. Okay. Le voi lua puțin în ordine inversă. Șansa socială este un program prin care ajutăm în cazul situațiilor disperate. Nu ne uităm la cazuri disperate generate de puturoșenie, băutură și așa mai departe. Da, nu știu, da, da. Ghinion, unui om cu trei copii a luat casa foc. Acolo ne implicăm. Okay. Am înțeles. Așa. Șansa la educație este un program prin care asigurăm accesul la educație copiilor din mediul rural cu prioritate, suplinind cumva lipsa autorităților, le asigurăm copiilor rechizite, cărți. Uh-huh. Am făcut, de pildă, în cursul anului acesta, am făcut și un colț de lectură undeva în comuna 1 decembrie unde locuiesc, un colț de lectură care a avut un succes extraordinar. Chiauzi, iar interesant. Da, foarte mulți copii care vin din medii defavorizate și care când întâlnesc cărți la școală, din curiozitate încep să citească și este totul, wow, foarte fain. Așa, iar șansa medicală este cel mai mare program al nostru, este cel mai greu. Prin șansa medicală încercăm să strângem fonduri din surse private pentru a cumpăra echipamente medicale pe care le punem în operă în locuri unde chiar este adevărată nevoie de ele. Cum ar fi un exemplu? Cum ar fi, de pildă, Spitalul Oreșenesc din Urlați, care a fost echipat cu echipamente AcuVein în urmă cu 2 ani de zile pentru tratamentul la copii misi sugari. AcuVein, uh-huh, este un echipament care arată foarte bine venele, structura arterială, structura sanguină. Adică, să zicem, orășele mai mici, așa, exact, nu neapărat sătuce, uneori uitate de lume. Am ajutat și în orășelul ăsta mic, București, de pildă, CF2-ul am renovat și dotat secția de neonatologie în urmă cu niște ani. De ce? Pentru că ei sunt într-o situație absolut disperată când vor niște fonduri, niște bugete. Ministerul Transporturilor îi trimite la Ministerul Sănătății, Ministerul Sănătății îi trimite la Ministerul Transporturilor. Da. Am înțeles. Motiv pentru ping-pong, care... Ping-pong. Exact, exact. Da, da. Mă rog, și acolo unde autoritățile își probează competent incompetența, intervine SOTIS și spune stați așa că există o speranță. Mă rog, okay, încercarea de a face o lume mai bună. Da, dar face... Pe cât posibil. Cât posibil, da. Nu, exact. Că nu putem să schimbăm lumea, cum, da, îmi place mie să, da, spun, nici eu, nici voi, da, nici nimeni, dar putem să facem acțiuni de genul ăsta. Exact. Care unele, exact, sunt poate, exact, mari sau unele sunt medii sau acțiuni mai mici. Dar ele se adună până la urmă. Îmi pare bine că ai subliniat acest lucru. De ce? Pentru că filozofia noastră basic în asociație este să investim un leu întotdeauna astfel încât de acest leu să beneficieze cât mai mulți. De aceea și ocolim cazurile individuale. Mm-hmm. Noi adunăm bani pentru un echipament care după ce este pus în operă... E folosit de mai mulți, de, da, mai sute multe de persoane, copii, mii, da, de persoane, da, și așa, da, mai departe. Adică e mult, mult mai practic, mult mai eficient, așa, în opinia noastră.
Revenim așadar la Radu și Armando, fiindcă au povești de călătorie, vorbind despre multe sute și mii de kilometri făcuți, atenție, pe jos. Ultimul trip, ultima călătorie este foarte interesantă, 1450 de kilometri, am înțeles, parcurși pe jos în 30 de zile sau aproape 30 de zile. Care a fost traseul, care este povestea lui și, mă rog, multe alte povești despre activitatea asociației SOTIS, dar și în general despre viață, nu știu, despre povești de-astea de turist în ghilimele. Bine, când mergi 30-40 de kilometri, un fel de turist, apropo de burnout-ul de vacanță, de ne zicea mai devreme Nadine Azisu. Aici nu este o vacanță, e o chestie mult mai serioasă. Povestim despre ea imediat la Radio Impuls și Canal de 2 România. Suntem Dimineața pe 2 cu Gric și Cernat. Neața! Dimineața pe 2! This is Clive, dragii noștri, suntem aici în studio și continuăm povestea de la Roma până la București, nu? 1450 de kilometri ați mers voi, Radu și Armando, pentru a aduna bani pentru echipamente medicale. 1450 de kilometri pe jos, atenție. Păi da, da, pe jos, da. Pe da. Jos, Armando, pe jos. Cum? Adică cu două piciorușe, patru. Că sunteți doi. Da. Este vorba despre Radu, membru asociației SOTIS, și Armando, care este simpatizant al asociației. De data asta a fost pentru niște cauza, mă rog, a fost o mișcare, înțeleg, un pic de atragere a atenției asupra asociației și ce face ea, mai ales că mai aveți un proiect, acum mai zici ceva cu Spitalul Fundeni, ceva foarte interesant. Da, următorul proiect pe care îl avem pentru Șansa Medicală este mult mai consistent decât tot ce am avut până acum, dorim să spargem cumva un prag superior. Împreună cu Spitalul Oncologic Fundeni începem dezvoltarea unui program prin care să dotăm Spitalul Oncologic cu niște echipamente performante pentru tratamente în cazuri bolnavilor grave, da, exact. Da. Iar această acțiune, chiar dacă ea vine ca vis cumva din adolescență, că îl purtam undeva, de fapt această acțiune a venit și ca urmare a unui bold, băi, dacă tot avem nevoie de a atrage atenția asupra asociației și asupra Șansei Medicale, poate că ăsta este momentul. Și așa am plecat la drum, ne-am propus, de fapt acesta este și mesajul întregii călătorii, hard decisions, totul este să-ți propui. Ne-am propus și da. Am apelat la Armando să mă însoțească, pentru că noi doi avem un istoric. În 2014 am construit o plută, ne-am dus cu ea pe Dunăre până la Cotul Pisicii. De unde? De la Călărași, de pe plajă din și modelul. Și unde este de Cotul Pisicii, că nu știu. Lângă Galați. Armando, cum a fost cu pluta? Chiar, știi, vorba, ești dus cu pluta. Păi da, am fost cu pluta. Ce? Da. Chiar am fost duși cu pluta. 18 zile, aproximativ 300 de kilometri. Atât a durat cu pluta să mergi pe Dunăre? 18 zile. Wow. Ziua navigam, dacă putem spune că navigam. Da, mai greu. Și da. Noaptea, undeva la înserat, opream pluta, puneam cortul, dormeam și dimineața din nou pe plută. Deci da, undeva în 12 ore eram pe apă. Cam pe zi câți kilometri mergeați cu pluta? Cam cât se fac? Câte zile ați zis? Nu putem ști. 18 zile au fost. 18 zile, 300 de kilometri. Aproximativ 300 de kilometri. Domnul cu matematica, Cosmin. Ceva la 17. Nu, este dificil. Este dificil de calculat. Sunt zile și zile, da. Nu de matematică e vorba. E vorba că noi, de fapt, mergeam în mile fluviale. Dunărea este foarte... Este o serpentină, e sinuoasă. Trebuie să căutăm cu pe Google convert. Cred că ține de algebră superioară. O milă marină are 1 km și 800 de metri, dacă nu mă înșel, și una. Ceva de genul ăsta. Normal, 60 și ceva. 62 parcă. Dar pluta aia cum ați făcut-o? Adică v-ați uitat pe net, nu știu, din ce ați făcut-o? Mă gândesc, o plută care se rezistă atâtea zile. Aia a fost o poveste. Cum se facă de pe net? Mi se pare interesant. Eu dau pe net. Cum se face o plută? Gric, dar să știi că acum foarte mulți fac pluta de pe net, că o văd pe a noastră. Și... Serios? Efectiv. Okay. Într-o zi de februarie, într-o duminică, soția mea, în drum spre serviciu, s-a uitat după vacanțe și i-am spus, stai că am avut un vis.
mergem cu o plută anul acesta pe Dunăre. Ce plută? Nu știu. Acum am apuc să o desenez în cap și am cumpărat 6 butoaie metalice. De bere. Nu, metalice, da, de motorină. Așa. Tot un combustibil. Așa. Am cumpărat cherestea, am cumpărat elemente metalice de prindere, am cumpărat niște plăci OSB, am sunat la fan curier, ni le-a livrat pe plajă în modelul, a fost fantastic. Și acolo v-ați apucat de, de și lucru. Și acolo am făcut un șantier naval de care s-au crucit toți localnicii o săptămână. Noi seara trebuia să mergem să încărcăm bormașini și alte chestii, așa automat mergeam în cărciumă. Ei bine, era o bursă a pariurilor în modelul acolo la bufetul satului. Dacă oare plutește sau nu plutește și în drama oaia. Dacă plecăm sau nu plecăm. Exact. Ideea este, în schimb, că noi am construit-o la 11 metri de malul, de țărmul Dunării. De ce? Pentru că noi în perioada respectivă eram chiar foarte concentrați. Studiasem nivelul apelor Dunării și știam că vine fluviul mare și exact când am terminat-o după o săptămână doar am săltat-o un pic și a plecat pe apă. 60 cm gheață la mal. Gata, exact. Am înțeles de ce e bună treaba asta. Acea frază care ne-a frumusețat copilăria. Și acum să mergem la Roma. Aveam impresia că știm franceză pe și acum să mergem din modelul direct la Roma. De ce ați plecat de la Roma și nu știu, din altă parte, pe jos? Pentru că această destinație, cumva Roma ca punct de plecare, a fost destinație ca punct de plecare, cam ciudat în dimineața asta. Nu, dar și noi avem de asta. Stai, nu-ți fă nicio grijă. Apucăm, vrem să zicem ceva și iese altceva. Am înțeles ce vrei să spun. Se întâmplă cumva că eu sunt născut în Brașov și sunt copilărit în Țara Făgărașului, iar în Țara Făgărașului noi avem ca personalitate istorică Badea Cârțan, am copilărit toți transilvănenii, mai cu seamă făgăreșenii, noi am trăit cu imaginea lui Badea Cârțan, da. Întotdeauna când plecai de acasă și așa, chiar era o vorbă la noi în familie, a plecat Cârțan de acasă să vedem când se și întoarce. Ei bine, și de aceea am ales Roma, inclusiv ca o curiozitate istorică, întotdeauna când am învățat la istorie, eram curios cam în cât timp puteau să facă legiunile romane drumul pe jos către Dunăre. Da. Exact. Și da, este foarte posibil, mai ales că ei alegeau o rută un pic mai scurtă, iar norma unui pedites din legiunile romane era de minim 25 km pe zi. Pe zi, da. Da, deci da. Era absolut perfect. Deci, și media voastră, de kilometri, Armando, cam cât făceați pe zi? Cam 40 de kilometri. Un maraton pe zi, cum spun eu. 40 de kilometri pe zi, dar mergeați repede, adică nu se poate merge în plimbare, adică dacă mergi în plimbare, nu poți să bați 60, 64, 65 de kilometri am avut într-una din zile. Nu poți să mergi și bagaj. Dar de fapt, stai puțin, pe ce drumuri aveai voie să mergi? Pe autostradă n-ai voie să intri pe jos. N-am urcat pe nicio autostradă. Deci numai pe drumuri naționale, cum s-ar spune. Asta a fost și filozofia fiecarei zile. Noi, de pildă, când plecam dimineața, primii 25 de kilometri, bineînțeles că în primele zile am făcut câte 25 de kilometri, câte 30, câte 20, a fost un fel de rodaj. Deja după ce am trecut în Grecia, cifrele au fost 26 în prima zi că am plecat la prânz de la feribot, dar după aceea am crescut în 40-50. Atunci am bătut prima dată 50 și ne-am simțit extraordinar. Am bătut și 60 după aceea și când am văzut că este posibil, am început să ni-l propunem cu trezit dimineața la ora 5. 5, da. Exact. Și ce vreau să... Odihnă, nu? La... Odihnă, aveam o pauză mai lungă la prânz în orele critice. Normal. Dar ce vreau să spun, apropo de ce spuneai cu greutatea, primii 25 de kilometri noi nu îi mai realizăm. Adică pur și simplu mergeai tunet. Dar erau rutinați deja 25. Exact. Pe când în a doua parte a zilei, rucsacii deja începeau să atârne la modul cărămizi. Deci aceleași kilograme în spate, dar resimțite fizic, mult, mult mai greu. Deci au fost seri sfâșietoare de-a dreptul, pur și simplu. Și nu puteai să spui altceva decât puși de tempo, pentru că n-aveai cum să rămâi într-o zonă pustie. Da, și trebuie să păstrezi exact ritmul, că asta mi se pare. E ca și la alergare ușoară sau ca la alergarea maratonistului. Tempoul e foarte important. Că dacă te oprești și rupi, cum se spune în termen sportiv, ai rupt, e foarte greu să... Să revii să după aceea în același ritm. Da, absolut. Da. Și e greu să mergi mai departe. Dar, mă rog, întâmplări ceva haioase, că de China a fost cu siguranță.
China a fost. Întâmplarea haioasă, cred că suntem noi, adică după cum bine știți, că se întâmplă. Nu este chiar masculin să vorbim despre bucuria de a face poze și pentru că la un moment dat am dezvoltat un umor extraordinar de prost. Făceam glume proaste una după alta, unul și celălalt și așa. Da, și ne ieșeau. Da, ne ieșeau foarte bine. Da. E, am stabilit un preț de 2 poze pe glumă proastă. Am înțeles. Și la un moment dat, atât de mult râdeam de toate secăciunile de bancuri și așa mai departe, încât... Na, așa ne-am făcut și pozele pe traseu, ca să zic așa. Întâmplări hazli. De pildă, o întâmplare suprarealistă. Și așa, eram la un moment dat în Stretura, în Italia, plecasem dinspre Valle San Martino către Trevi și la un moment dat, mă rog, în primele săptămâni am umblat cu bandaje speciale la picioare, am avut niște probleme de bătături și așa mai departe. E, și la un moment dat ne descălțasem, ne savuram o cafea. Cafea însemnând în Italia acea... Da, de umate, ceva mic, mic, un degețel. Noi nu înțelegem de ce nu-și fac injecții direct, adică... Da. Da. Așa, mai departe? Ne savuram o cafea italienească în care turnasem fiecare câte o sticlă de apă rece și stăteam pe o bordură, efectiv, cu picioarele la aer liber și la un moment dat au trecut pe lângă noi doi cowboy. Dacă îmi spun doi cowboy... John Wayne, adică ceva absolut imposibil. Și la un moment dat unul dintre ei s-a oprit între noi, m-am dus să dau mâna cu el și a fost acolo un moment de foarte mare dragoste între mine și căluțul ăla, extraordinar, extraordinar. Ce vreau să spun însă este că erau total, și noi și ei eram total rupți din film. Da, rupți din film și rupți din... localnicii care erau de vârstă a treia, a patra, a cincea și mai departe, deci pur și simplu nu înțelegeau, ce se întâmplă. Doi cowboy cu doi nebuni descriți. Ok. Dragilor, eu vă mulțumesc că ați venit. Fie că e radio, fie că e televiziune, vine publicitatea peste noi, cum zic. Uh-huh. Eu mulțumesc mult, să vă rog, să vă ajute Dumnezeu să faceți ce v-ați îndeplinit. Sunteți bineveniți oricând la noi în emisiune. Și cum am zis-o, dacă putem să facem și noi ceva, cât de puțin, o să facem. Și eu și Grig. Mulțumim. Mulțumim foarte mult, dragilor. Mulțumim foarte mult. Dimineața pe doi. This is... Impulse Radio.